Partidul Democrat Liberal are o misiune importantă de a coagula forțele de dreapta. Așa cum, de fapt, a început, încet, încet, scena politică românească se poate structura pe ideea de trei partide, care funcționează deja de două cicluri electorale. Și eu cred că PSD-ul organizat, reformat, reparat, sau nu știu cum să-i spun, poate să se poziționeze pe stânga și PNL-ul pe dreapta, PNL-ul rămânând un fel de să adune voturile celor care sunt între cele două partide. După alegeri, în anul viitor, PDL-ul va avea congres de, după conferințe județene și apoi congres național, în care va stabili noua conducere a partidului și poziționarea, din punct de vedere ideologic și doctrinar a partidului. Și cred eu, ca o sugestie personală și ca o părere personală, PDL-ul ar putea să adauge în denumirea lui și sintagma creștin democrat. Așa că eu cred, sigur că e o părere subiectivă și pe mine mă interesează foarte mult și mai ales mă interesează din perspectiva că la ora actuală în Parlamentul României, în Camera Deputaților și în Senat, sunt peste 30 de senatori și deputați, foști membri PSCD, unii foarte vechi și foarte mult cu funcții importante care l-au avut în Partidul Național Creștin Democrat.